Singurii bani prevăzuți expres în bugetul de stat pentru anul viitor de la guvern pentru investițiile din Pașcani vor fi alocați pentru amenajarea parcului Riama din zona Valea Municipiului. Este vorba despre 700.000 de lei, suma aprobată în urma unui amendament depus de deputatul pășcănean Sorin Năcuță. Consilierii locali au votat în ședința de la sfârșitul lunii octombrie investiția estimată la 4,46 de milioane de lei, iar lucrările de execuție urmează să fie scoase la licitație. Conform proiectului, urmează să fie amenajată o suprafață de 3.351 de metri pătrați, din care 1.986 pentru joacă și activități sportive, iar restul spații verzi și căi de acces. Pentru Pașcani, municipiul Pașcani, eu am depus două amendamente, unul pentru parcul Riama, după discuțiile avute cu domnul primar Marius Pintilie și administratorul public, și am solicitat o sumă de 700.000 de lei ca să ajutăm la finanțarea acestui parc de interes pentru zona Gării. Parlamentul României a aprobat bugetul de stat în cursul zilei de 14 decembrie cu 251 de voturi pentru, 115 împotrivă și 3 abțineri. Au mai fost și alte amendamente aprobate ale parlamentarilor din județul Iași, printre care 200.000 de lei pentru renovarea unei biserici din orașul Târgu Frumos și 250.000 de lei comunei Miroslovești pentru renovarea unei biserici de lemn. Săptămâna aceasta am avut în dezbatere bugetul pe 2023, care este construit pe un deficit de 4,4% din produs intern brut și o creștere moderată economică de 2,8%. Pentru a păstra bugetul în ținta de deficit și pentru a nu crea dezechilibre, în coaliție de guvernare s-a convenit ca fiecare parlamentar să se limiteze la 2-3 amendamente și s-a stabilit și niște plafoane rezonabile. Astfel, noi, cei 3 parlamentari PNL de Iași, împreună cu conducerea biloului politic județean, am convenit să solicităm, să depunem amendamente pentru câteva proiecte rezonabile și care se încadrează, să spunem, în aceste propuneri ale coaliției de guvernare. Și am depus amendamente împreună pentru câteva proiecte din municipiul Iași, din municipiul Pașcani și două pentru comune din județ. Astfel, pentru municipiul Iași am depus proiect împreună cu ceilalți 2 colegi parlamentari pentru obiectivul Palatul Copiilor, Palatul Beldiman, care este o clădire de patrimoniu și proiectul este deja în implementare. Pentru această reabilitare am solicitat suma de 1.400.000 de lei. Următorul obiectiv în municipiul Iași a fost pentru modernizarea unor străzi, strada Aeroportului și strada Holboca, care sunt niște străzi de importanță mare, să spun, și care se află într-o stare de degradare. Pentru acestea am solicitat suma de 1.000.000 de lei. Pare puțin, dar asta a fost și solicitarea municipiului, să ajutăm pentru acoperirea finanțării pe aceste proiecte. Și domnul senator Liviu Brătescu a depus un amendament separat pentru varianta de ocolire, varianta care, din punctul meu de vedere și cred că și a celor din comisie, va fi finanțată pe programul operațional de transport și nu a avut votul comisiei. Pentru Pașcani, municipiul Pașcani, eu am depus 2 amendamente. Menționăm că în maxim 45 de zile de la publicarea în monitorul oficial a bugetului de stat urmează să fie dezbătute și aprobate bugetele locale. Ele vor avea în componență, pe lângă veniturile proprii și cotele defalcate de la bugetul de stat din impozitul pe venit și TVA.